Ca părinte, pot să zic că dacă e să-ți lași copilul cu o bună, e unul dintre cele mai grele lucruri pe care poți să le faci. Din fericire, pentru soțul meu și cu mine, am avut o bună nemaipomenită. Ea avea grijă de copiii noștri de fiecare dată când a fost nevoie, chiar dacă era pentru 20 de minute, pentru că am stat mai mult la birou sau pentru un weekend întreg. Pe lângă asta, uneori mai trebuia să călătorim din cauza jobului nostru și asta nu a fost o problemă din cauza ei. Bona noastră stătea chiar vis-a-vis -vis de casa noastră și o cunosc de când s-a născut. E o fată dulce, în vârstă de 18 ani, care urmează să înceapă facultatea de medicină în toamnă. A terminat pe primele locuri la liceu și are de gând să devină un chirurg-ortoped. Ce pot să zic e că am încredere să-mi nasc cei doi copii în vârstă de 4 și 6 ani cu ea, fără niciun fel de problemă. Într-o sâmbătă ca oricare alta, eu și soțul meu a trebuit să lucrăm seara, așa că am contactat-o pe buna noastră și am explicat situația. Bineînțeles că a acceptat să stea cu cei mici, cam totdeauna. Am plecat pe la șapte jumate seara de acasă și am observat când am plecat din fața casei că ușa de la garaj era un pic deschisă. Soțul meu e obsedat de chestiile astea și nu ar lăsa o ușă așa niciodată în viața lui. Dar m-am gândit că e, cine știe, poate e de la curent și nu am mai zis nimic. Pe măsură ce seara trecea, un sentiment de neliniște tot nu-mi dădea pace și nu puteam să-l explic. Așa că am decis să verific ce fac copiii noștri. Era vară și de-abia început să apună soarele. Bona mi-a răspuns relativ repede la telefon și m-a informat că tocmai ce au mâncat niște hodogi și aveau de gând să se instaleze pe canapea la un film. Recunosc că această conversație mi-a dat o oarecare alinare, dar indiferent de ce făceam, nu puteam să scap de sentimentul ăsta neplăcut. Așa că am sunat-o imediat după și am rugat-o dacă poate să se uite pe geamul de la bucătărie să vadă dacă ușa de la garaj era încuiată. Mi-a zis că era încuiată. După am întrebat-o dacă e încuiată de-a binelea sau dacă doar pare încuiată. Iar ea mi-a confirmat că e încuiată de-a binelea. După ce am terminat conversația, mi s-a făcut rău. Nu știu de ce. Mi-am căutat soțul și l-am rugat să mergem acasă. Într-un final a fost de acord cu mine, deși puteam să văd că era cam enervat de toată situația asta. Când m-am urcat în mașină, am mai sunat o dată și pentru prima oară de când era bună, fata asta nu mi-a răspuns. Așa că am sunat iar, dar fără niciun fel de răspuns. Pe măsură ce ne apropiam de casă, simțeam cum avea minima în gât la câte scenarii îmi făcusem în cap. Am observat că parca soțul meu că ușa de la garaj era larg deschisă. Sentimentul meu de neliniște s-a transformat în teroare pură. Era un bărbat care încerca să intre în bucătărie pe geamul din garaj. Pentru o secundă, s-a întors spre mașina noastră și se uita la noi ca o căprioară pe șosea. Arăta destul de rău, nu o să mint. Nu cred că avea mai mult de 20 și ceva de ani, cu o față acoperită de o barbă neîntreținută și cu o glugă răpiugită trasă peste cap. Avea dinții galbeni și ochi roșii. Pe lângă asta nu avea un cuțit, ci două cuțite care atârnau de buzunarul din spatele bugilor lui. Eram înghețată de frică. Soțul meu s-a dat jos din mașină și a început să-l alerge. După ce l-a prins și l-a imobilizat, eu am sunat la poliție, care a ajuns într-un minut de la apel. După, am intrat în casă unde am găsit-o pe bona noastră în veci împreună cu copiii mei. Avea lumânări aprinse și relicve ca niște simboluri desenate peste tot. Când m-a văzut, a început să facă slăb și să râdă. Din fericire, aveam ofițerii de poliție în spatele meu, care au purces să a o reține și pe ea, dar ce e important e că cei doi copiii mei erau ok și nu au pățit nimic. Ce mi-au zis polițiștii după, încă îmi întoarce stomacul pe dos când mă gândesc. Aparent, Bona mea s-a încurcat cu un tip la finalul anului. Au început amândoi să se drogheze și să experimenteze cu ritualuri satanice. Documentele care au fost recuperate din beci erau despre un ritual care necesită două sacrificii. Bona și cu prietenul ei aveau de gând să-mi omoare copiii. Da. Pe lângă asta, bărbatul din garaj era iubitul ei și aparent trăia în locul nostru de sub podeaua garajului de mai bine de o săptămână. Am făcut tot ce e posibil ca să fiu sigură că o să înfunde pușcăria amândoi o perioadă îndelungată de acum încolo. Ne-am mutat cu mama pentru o perioadă și vrem să vindem casa. Și cine știe, poate ne mutăm în alt stat. Aveam 13 sau 14 ani când eram babysitter pentru doi băieți care erau membri la biserica unde mergeam. Nu era prima oară când făceam asta pentru ei, chiar pot să zic că ne înțelegeam nemaipomenit de bine, iar părinții lor mă plăceau și erau confortabil să știe că mă ocup eu de situație. În seara când m-au chemat, mi-au zis că o să stea până pe la două jumate dimineața. În seara aia am decis să fiu bono pe gratis, pentru că părinții erau plecați cu niște treabă pentru biserică. Casa unde locuiau făcea parte dintr-un complex de apartamente. Blocurile erau de două etaje și cei de la parter aveau și o grădină în spate. Ei aveau un apartament de patru camere la parter. Bucătăria era pe stânga și sufrageria era pe dreapta. Din sufragerie puteai să ieși în curtea din spate printr-o ușă de sticlă glisantă. Era cam unu jumate dimineața și părinții trebuiau să ajungă în curând. Copiii dormeau de rupeau la ei în cameră și eu îmi terminasem temele. Nu aveam cablu în casă și când s-a întâmplat treaba asta, Netflix încă nu exista. Dar, în schimb, aveau câteva DVD-uri la care puteam să mă uit. Așa că am băgat un film, în speranța că o să treacă mai repede seara. Eram deja super obosită și adormisem de vreo două ori. Cam pe la ora două am început să aud niște bătăi la ușa din față. Știind că părinții au okay, cheie, nu am făcut nimic, doar am stat în mijlocul sufrageriei, luminată de televizor. Fiind destul de paranoică, am pus mâna pe băta de baseball care era lângă canapea și ce s-a întâmplat după o să mă bântuie pentru tot restul vieții. Am auzit o voce șuptită, o, drag nu o să te ajute buta. Am înlemnit și mi-am dat seama că ușa din spate nu avea jaluzele ale trase. Mi-am întors privirea în spre ușa din spate și am văzut o persoană care pur și simplu stătea acolo. Nu am reușit să văd prea multe detalii, mai mult de faptul că era o persoană scundă și lată. Am urlat și am fugit în camera copiilor. Din fericire, copiii încă dormeau. Pe vremea aia nu aveam telefon mobil și în casă nu era telefon fără fir, așa că eram blocați cu toți în camera celor mici, fără niciun mod de a contacta pe cineva. După ce am intrat în camera, am împins un dulap în fața ușii și am început să mă hrubez la unul din geamurile camerei. Atunci, am văzut o umbră cum a apărut în fața geamului, urmat de aceleași bătăi de mai devreme, dar de data asta pe sticlă. O voce la fel de înceată a urmat. Hai, draga mea, nu o să te rănesc. Hai afară, Persoana de afară a început să se bată mai tare în geam și mi-era frică că o să-l spargă. Copiii s-au trezit și ei în toată hârmălaia asta. Când au realizat ce se întâmplă, au început amândoi să urle și să plângă. Dacă aș fi fost singură, m-aș fi descurcat mai bine, dar având și responsabilitatea celor mici, mă simțeam vulnerabilă și neputincioasă. Cam la două minute am auzit vocea tatălui copiilor. Hei, cine ești? Urmat de persoana de la geam care a fugit, după am auzit cum ușa de la intrare s-a deschis și o cioconală la ușa dormitorului. Din fericire, erau părinții, așa că am dat la o parte dulapul din fața ușii și am lăsat să intre în cameră. Le-am explicat ce s-a întâmplat și poliția a fost chemată. După ce au ajuns, bineînțeles că nu au găsit nimic decât grădina deranjată în spate, dar cam atât. A mai fost bună pentru ei încă o dată de atunci, dar cam la 5 luni de la incident s a mutat de acolo. De atunci nu am mai făcut acest lucru și până ziua de astăzi, deși știu că persoana de la geam a dispărut de mult, de fiecare dată când aud o cioconeală la ușă, simt cum mă trec toate transpirațiile. Am crescut într-un oraș din partea centrală a Statelor Unite. Genul de orășel foarte sigur, care era amplasat oarecum în mijlocul pădurilor, separat de orașul mai mare la care era arondat. Nu pot să zic că am avut întâmplări ciudate sau înfricoșătoare până acum, așa că povestea asta a fost prima dată când am simțit cu adevărat ce înseamnă frica. Aveam 11 ani și tocmai ce terminase în cursul de prim ajutor și babysitting de la școală. În cartier, toată lumea cunoștea pe toată lumea. Toți copiii de vârsta mea se jucau pe drumul principal și eu, împreună cu cei doi frații mei, urma să fim bune pentru copiii mai mici care ne erau vecini. M-am avut grijă de frații mei în trecut, așa că aveam o oarecare experiență. Dar urma să am primul meu job de bună când un vecin care stătea peste drum m-a rugat să am grijă de cei doi copii ai lui. Vecinii erau prieteni de familie și au promis că o să se întoarcă până pe la 11 seara. Pe lângă asta, mai mei părinți erau acasă, așa că dacă se întâmpla ceva, puteam să mă bazez pe ei. Deși aveam unele emoții legate de seara aia, mă simțeam pregătită să mențin totul sub control. Copiii erau visul oricărei bune începătoare. Fusese să că aveau voie doar un singur lucru dulce înainte de culcare. Și chiar m-au refuzat când le-am zis să terminăm episodul la care ne uitam, pentru că era ora lor de culcare și trebuiau să se spele pe dinți mai întâi. Eram uimită la cât de ușor a fost totul, așa că după ce i-am băgat la culcare, m-am întors în sufragerie și am continuat să mă uit la TV în așteptarea părinților. Mama copiilor era designer de interior. Sufrageria era în partea din spate a casei, cu geamuri de sus până jos, care ofereau o vedere superbă a pădurii din spatele casei. Canapeaua era pusă cu spatele la aceste geamuri. În timp ce continuam vizionarea la televizor, împreună cu cățelul lor Alex, am observat cu coada ochiului o lumină trecătoare pe la geamurile uriașe din sufragerie. M-am gândit că poate era o căprioară sau ceva, dar ținând cont că aveam 11 ani și eram singură, în plus pe lângă asta aveam o imaginație destul de bogată, am început să mă simt destul de tensionată. Părinții trebuiau să ajungă de bea peste două ore, așa că m-am dus în bucătărie și i-am sunat pe ei să văd ce fac. Din bucătărie puteam să văd toată sufrageria. Telefonul casei era pe barul din bucătărie. Cum stăteam acolo pe bar când îmi sunam părinții, puteam să văd toată sufrageria și geamurile uriașe care dădeau în spate. Alex stătea pe jos, la picioarele mele cu minte, cât am vorbit cu maica mea, care m-a întrebat dacă vreau să vină tata să stea cu mine. I-am zis nu, că nu vreau să vină niciunul și că o să sun dacă se întâmplă ceva. După ce am terminat conversația, am pus telefonul la loc și m-am coborât la nivelul cățelului ca să-l un pic. Încă, aveam oarecare frică legată de sufragerie. Când m-am ridicat și m-am uitat prin geamurile de la sufragerie, am văzut ceva ciudat. M-am uitat cu atenție și părea să fie o lumină ciudată care venea din pădure. Probabil un vecin, m-am gândit. Dar pe măsură ce mă uitam, mi-am dat seama că lumina venea spre mine. Tot corpul meu era înghețat în timp ce mă holbam la lumina care se apropie rapid de sufrageria aia și, după câteva momente, am ajuns la concluzia paralizantă că lumina era așa de aproape încât era pe cealaltă parte a geamurilor. Raza de lumină s-a plimbat de pe o parte o sufragerie în cealaltă, după s-a oprit pe fața mea. Când raza s-a oprit pe fața mea, nici măcar nu am reacționat. Eram prea speriată. Alex zăcea lângă mine fără să facă nimic și fără să-și dea seama că mai aveam un pic și făceam atac de cord la cât de tare îmi bătea inima. Lumina s-a mișcat de pe fața mea, de data asta ca să lumineze fața persoanei care era de cealaltă parte a geamului. Am văzut doi ochi umbriți și niște pomeni luminați de raza puternică. Restul detaliilor feței erau pierdute din cauza luminii puternice. În momentul ăla încercam din răsputeri să urlu, sau măcar să mișc degetele să sun la 112, ori măcar să mă ascund. Orice ar fi fost mai bine decât să stau acolo cu gura căscată, cu lacrimi în ochi ca un animal împăiat. Dar nu simțisem așa o frică până în momentul ăla și eram complet imobilizată de ea. Totul părea să se miște în reloare și eram complet fără niciun fel de putere. Lumina după s-a mutat pe fața mea, după s-a mutat la loc pe fața oribilă de afară. Lucrul ăsta s-a repetat de vreo două ori și brusc s-a oprit. Lanterna fusese oprită și din cauza asta parcă nu mai eram înghețată și puteam să mă mișc. M-am ridicat brusc și m-am apăsat pe butonul de apelare, gata să sună 112. După m-am gândit dacă nu era mai bine să mă ascund în dormitorul mare sau să iau copiii și să fug acasă la mine. Când am făcut cursurile alea, nu m-a pregătit nimeni pentru așa ceva. Înainte să apuc să tastez 112, am auzit o bubuială mare și am simțit cum inima mea s-a mutat în gât când am realizat că nu am încuiat ușa de la garaj. Și din garaj puteai să intri direct în casă. Aproape am scăpat telefonul pe jos când am auzit pe cineva cum bătea la ușa din interiorul garajului care dădea în casă. Dar în toată agitația aia am auzit o voce. O voce foarte cunoscută. Ana! Ana! E tata, lasă-mă să intru. M-am împiedicat prin casă și am reușit să ajung la ușă. După am descuiat ușa. taică mi de-abia se țineam pe picioare la cât de tare râdea. Se pare că maica m a trimis să verifice dacă totul e ok și să se asigure că nu am de ce să-mi fie frică. Așa că a dat o tură pe lângă pădure și curtea din spate, crezând că maica m mi-a zis că o să vină. M-am văzut și tot încerca să-mi arate că el era geam cu lanterna, doar că nu și-a dat seama cât de înfricoșător arată cineva când își pune o lumină puternică sub bărbie. Nu și-a dat seama că din cauza umbrelor era imposibil să-mi dau seama cine e. Părma a văzut că eram palid de la față și a realizat că mi-a oferit sperietura vieții mele. El a fost de părere că e amuzant, dar eu nu sunt de acord. Știu că finalul poveștii nu prea se pupă cu ce se postează pe aici, dar până nu am auzit vocea tatălui meu, eram sigură că o să fiu omorât în seara aia împreună cu cei doi copii din casă.